Bun găsit, doamnelor, domnilor! Astăzi, la istoria fotbalului, continuăm să privim aspecte din cadrul centenarului Societății Sportive Politehnica Timișoara din 4 decembrie anul trecut, când s-au împlinit 100 de ani de activitate la nivelul sportului politehnist de la noi din oraș. Și în această emisiune, o primă parte din discursul fostului rector al Universității Politehnica, domnul profesor Ioan Carțiș, legată, evident, de fotbalul polist, domnul Carțiș fiind de-a lungul timpului în mai multe perioade și conducător al echipei de fotbal. A doua parte din acest discurs, bine, nu îl vom reda integral, evident, săptămâna viitoare. Ne revedem așadar săptămâna viitoare, dar nu înainte de a vă reaminti de emisiunea de luni, emisiunea de actualitate, Tribuna Polisportivă. În 1948, istoria de până atunci a fost evocată, Politehnica cu echipa de fotbal, s-a mai spus, a intrat în prima divizie, o mențiune. La vremea respectivă, în divizia A, erau doar 12 echipe și dintre acestea 12, două erau din Timișoara, CFR-ul și Politehnica. Despre CFR nu s-a vorbit deloc, era o echipă dintre cele mai bune cu mulți internaționali. Era o competiție la momentul respectiv și în anii care au urmat între CFR și Politehnica. Politehnica a urcat, mă refer mereu și insist pe fotbal, a urcat astfel încât după numai 10 ani, în 1958, a ajuns să candideze atât la titlul de campioană, cât și la câștigarea cupei. Aici zăbovesc puțin pentru că mulți nu știu unele dedesubturi, să spun așa. Politehnica a avut rezultate foarte bune până spre sfârșitul sezonului, sfârșitul anului competițional, când lupta cu Petrolul. Într-un meci la sfârșit de sezon, jucăm pe Știința și batem Petrolul cu o echipă foarte bună, cu 1-0. Urma să mai susțină un meci la București, de fapt două meciuri, cu Progresul în campionat și mai apoi finala de cupă. Ceea ce iarăși nu se știe și care explică eșecul la meciul de campionat. În perioada la care mă refer, se încerca să se inoculeze așa numită educație comunistă și o seamă de sportivi care, din anumite motive și mai ales cu origine socială zisă nesănătoasă, erau trimiși la reeducare în centre sau echipe muncitorești. Așa s-a făcut că atunci renumitul stoper al Politehnicii și nu numai, Tabi Brânzei, fiul de popă din Ghiroda, a fost trimis spre reeducare, cu ghilimele, la CFR. Echipa care până atunci s-a dovedit foarte omogenă a suferit lipsa acestui important pion, jucător. Și atunci antrenorul a găsit soluția să-l treacă pe Zbârcea, pe Ionică Zbârcea, fundaș dreapta clasic, să-l treacă pe postul de stoper. Numai că Zbârcea nu știa decât tușa și atât. Nu conlucra cu echipa, era mai puțin tehnic, să spun așa. Și atunci s-a făcut că Progresul cu Oaidă, cu Titus Ozon, jucători emblematici, să speculeze această, să spunem, improvizație și așa s-a făcut că am luat 7-0. S-a mai amintit acest lucru. Numai că peste câteva zile urma finala cupei. Și atunci inspirația antrenorului a fost că l-a luat pe Ghiță Codreanu, zis Ghiță Buf, copil crescut de Politehnica,
dar rudimentar, însă nu ierta nimic. Și Ghiță Buf al nostru l-a luat în primire pe Ozon și după ce l-a trântit de câteva ori și l-a dus la respect, Ozon practic n-a mai contat în joc, iar noi ne-am apărat mereu și a venit și momentul decisiv când Picu Cădaru, jucător destul de tehnic, dar mai ales avea un șut puternic, a prins un șut la Păianjen și s-a făcut 1-0, rezultat care s-a menținut și așa s-a scris istoria câștigării primei cupe. După anul cu pricina, Politehnica a avut un parcurs oscilant și acest lucru își are explicația. Toți componenții echipei la vremea respectivă erau studenți și când se încheia un ciclu, când abia o echipă s-a omogenizat, cei mai importanți plecau spre alte cluburi și atunci trebuia să se reia ciclu. Așa se făcea că uneori retrogradam, alteori terminam pe poziții nu tocmai interesante. A venit perioada despre care s-a spus, cenușie, undeva între 65 și 73. Atunci o formulă care s-a dovedit nepotrivită a fost aceea cu ripensia. Această a doua ripensie, că azi trăim cu a treia, această a doua ripensie s-a constituit prin asamblarea unor jucători de la CFR cu unii de la Poli și s-a sperat că va fi o reușită. N-a fost să fie. Și acum, fără să vorbesc pro domo, dar totuși trebuie să aduc câteva alte elemente la promovarea din 1900, care precede promovarea din 1973. În 1971, conducerea de partid de la acea vreme a chemat conducerea rectoratului și li s-a spus, am avut multă răbdare, luați măsuri, trebuie ca echipa să revină în prima ligă. Și atunci academicianul Anton, care era rector, i-a trasat prorectorului de Sabata însărcinarea să constituie un nucleu de conducere a echipei de fotbal. Profesorul de Sabata nu le avea cu sportul, dar avea dreptul de semnătură și de decizie. Sunt chemat la rectorat și mi se spune, dumneata care ai mai și jucat, ai mai fost în secție o perioadă de timp, trebuie să-l ajuți pe de Sabata și vei fi vicepreședinte. Am încercat eu să mă eschivez, dar n-a ținut. În fine, am acceptat, dar am pus două condiții. Una dintre ele a fost aceea, să mă lase un an de zile, să urmăresc evoluția echipei și să văd care sunt punctele slabe și cum trebuie să acționăm ca să-i ridicăm valoarea. A fost acceptată ideea, m-am ocupat de juniori și de juniorii respectivi, la vremea respectivă, au crescut câțiva, au jucat în prima ligă, Roșu, Râmneanțu, Giuchici și alții în Liga a doua. După ce am urmărit echipa noastră cum se comporta în Liga a doua, am făcut un raport verbal la conducerea Politehnicii și am spus nicio șansă în acest an să promovăm. Așteptăm, reconstruim echipa și așa s-a făcut că am mai cerut ceva, să-l accepte pe profesorul Cojerean, marele capitan al echipei de aur, să fie al doilea vicepreședinte. Și menționez, de ce am cerut asta? Eu eram mai puțin cunoscut. Cojereanu era un brand deja în fotbalul românesc și pentru Politehnică. El l-am folosit ca interfață între club, presă, club, federație, club și tot ce însemna colaborări cu diverse instituții. Am mai cerut ceva, să avem libertate în a aduce jucători. Am adus 9 jucători la echipă și am eliberat unii de care ne puteam dispensa ușor. Și încă ceva, am cerut ca antrenorul să nu ne fie impus, să-l putem alege noi. Și pentru că futboliștii noștri erau practic toți studenți,
Ei aveau ocazia să asiste la prelegeri din partea unor profesori universitari care știau să se exprime și logic și fundamentat și așa mai departe. Și am considerat că cel mai potrivit la momentul respectiv ar fi tânărul profesor asistent pe vremea aia, Ion V. Ionescu, Jackie, cum îl știm cu toții. Numai că Jackie, după ce a mai antrenat, a fost mereu secund pe la câteva echipe și ultima dată la UTA, la Coco Dumitrescu, i-a fost secund, Jackie nu era agreiat de conducerea de partid. Și a spus, nu, să mergem pe altă persoană. Și atunci am replicat, nu ne asumăm răspunderea de promovare dacă nu-l acceptați pe Jackie. Și Jackie a fost acceptat. Parcursul a fost fulminant. Primul meci l-am jucat la Craiova cu Electroputere, l-am câștigat. Următorul meci în deplasare a fost cu CFR Arad. Și așa mai departe, până când a venit meciul cu Bihorul la Oradea. Am avut norocul că Romeo Stâncan, unul dintre mari și corecți arbitri, ne-a arbitrat. Și așa s-a făcut că am obținut un rezultat bun pentru noi, am câștigat un punct, ei au pierdut un punct, adică 2-2 s-a încheiat. Mai câteva jocuri care merită menționate au fost la Sibiu, am jucat cu Independența Sibiu la vremea respectivă, pe o ploaie, Nicolae Raine, arbitru, scoatem 0-0. Bihorul a încercat să influențeze echipa din Sibiu ca să ne bată, n-au reușit. A mai fost un meci iarăși important la Baia Mare. La pauză, 1-0 pentru Baia Mare, se face schimbarea, intră Neluțu Bungău, intră Floareș și au întors rezultatul și am câștigat cu 2-1. Iar meciul de mare rezonanță a fost cel din primăvară, când pe stadionul 1 Mai, cum era atunci, jucăm iarăși cu Bihorul. S-a spus câtă lume a fost, cât interes a fost în jurul acestui joc. Șansa ne-a surât, jocul a fost echilibrat, dar Ică Șchiopu, regretatul că nu mai trăiește, a fost un jucător de picior stâng cu un șut destul de bun. Și la o lovitură liberă de la vreo 25 de metri, circa, a prins un șut foarte bun, care pe timpul acela morocănos, cu umezeală, cu iarba udă, a ricoșat în poartă și așa am câștigat. Ne-a arbitrat Petriceanu. Și mi-amintesc că după meci am discutat, Petriceanu era băimărean, deci era din Maramureș. Și galeria frumoasă de atunci i-au cântat că așa beau oamenii buni de sâmbătă până luni, ceea ce el l-a încântat. În fine, asta a fost, pe scurt, istoria promovării sau revenirii în prima ligă. Până în 75 am mai rămas la echipă, în 75 conducerea Politehnicii l-a eliberat pe profesorul Ionescu și l-a adus pe Costică, pe Rădulești Costică și Petrică Rădulescu. Eu am mai rămas până l-am instalat pe Costică Rădulescu ca prim antrenor, după care am cerut să fiu eliberat să-mi dau demisia. N-a fost agreată, dar până la urmă n-am avut încotro, pentru că așa cum se întâmplă uneori când zici că totul merge bine, am fost lucrați pe la spate și am spus că noi nu acceptăm acest lucru, eram chemați și făceam antecameră multe ore la conducere și atunci am spus că nu. Prorectorul de Sabata, un om excepțional, a încercat sentimental să ne convingă să rămânem la echipă și am spus că sub nicio formă suportăm orice sancțiuni, totuși să facem pentru el. Și atunci am făcut un troc, un târg. I-am spus, tovarășul prorector, urmează meciul cu Sportul Studențesc. Poli era pe ultimul sau penultimul loc. Și zic, o să vedeți că echipa și revine, o să batem pe Sportul. Măi, nu există Sportul cu Tamango în poartă și cu o echipă foarte bună. Și zicem, dacă bate Poli, ne acceptați retragerea. Și așa a fost. N-am mers la meci, ascult la radio și la pauză 1-0 pentru Sportul. Zic, am dat-o în bară. Numai că până pe final am câștigat cu 2-1.
Și asta s-a făcut că ne-am eliberat și am rămas multă vreme doar pasiv, simțind alături de echipă, de Poli, și perioada care a urmat a fost cât se poate de prolifică. Noi, după promovare, imediat am considerat că trebuie să întărim echipa. Și am adus, l-am adus pe Florin Mioc, l-am adus pe Lazar Pârvu, pe care l-am văzut aici în sală, am adus iarăși jucătorii la înaintare, la mijloc. În fine, s-a făcut o echipă care ani de zile a urcat și a avut rezultate foarte bune. Poate merită puțin să zăbovesc, pentru că să vă dau câteva picanterii pe care le-am trăit. Păltinișanu, despre el mulți s-au lăudat că eu l-am adus, eu l-am descoperit, eu l-am și așa mai departe. N-a fost așa. Povestea este următoarea. În perioadele de întrerupere, deci vacanța de vară, Politehnica avea obiceiul să organizeze un trial. Echipa care o avea cu jucători legitimați juca cu o altă echipă formată dintr-o selecționată de jucători din Liga a doua, Seria a doua, deci partea de Ardeal. Și de acolo au venit mulți jucători, dintre care puțini au fost selectați. Printre cei invitați de antrenorul Nicolae Godeanu, regretatul, a fost și Păltinișan. De regulă, selecția se făcea pe știință, dar în anul respectiv, nu știu din care motive, s-a jucat pe fost electric, a fost umetei, deci afară, la Pădurea Verde. Și îmi amintesc perfect, la pauză îmi spune că s-au schimbat jucătorii invitați ca să poată fi mai mulți urmăriți, și îmi spune Nicu Godeanu, și că du-te și vezi cu băiatul ăsta înalt. Păltinișanu s-a instalat în tribuna aia de lemn de la Gara Mică și mă duc spre el. Zic, ascultă, te rog să mă urmezi. Dar el, bun, dar nu vă cunosc, ce-am făcut? Zic, n-ai făcut nimica. Uite, eu sunt de la Poli, din conducere, și antrenorului i-a plăcut cum a evoluat și așa mai departe. Și zice, bine, și ce vreți? Păi vreau să te aduc la Poli. Dar eu n-am terminat nici liceul. Nu-i nimic, ai să termini și ai să fii și student. Păi el se pare că l-a încântat. Și l-am întrebat, al cui jucător ești? El juca la Metrom, dar era împrumutat la Metrom de la Steagul Roșu. Și Steagul Roșu l-a luat de la Dinamo, că Dinamo l-a crescut pe Păltinișan. Și atunci ne-am înțeles cu Păltinișan, și după ce s-a încheiat campionatul, am ținut legătura și am fost trimis îndrumat spre Steagul Roșu, unde președinte era un om simplu, dar un om de caracter, unul Indrei. Și el mi-a spus, domnilor, suntem de acord să vi-l dăm, numai că deslegarea până la urmă trebuie să o obțineți de la Dinamo. N-a fost greu, că atunci primul secretar și ceilalți ușor au rezolvat problema, și așa se face că Păltinișanu a venit la Timișoara. L-am cunoscut și pe taică-su, l-am avut și student, l-am și examinat pe el împreună cu Cotec și cu Volarul 2 și așa mai departe. Deci asta este istoria cu Păltinișanu.